mă făcea să mă simt foarte redusă mental. Mă făcea să simt că eu nu pot să înțeleg matematica și nu mă scotea din nota 5. Mi-a zis că sunt o proastă și m-a dat capăt de bancă. Dacă nu-mi dai bani, te scuip. Mi-am descoperit puterea în momentele în care mi-a fost mai greu. Tot timpul am încredere în inteligența mea. Eu știu că inteligența mea e acolo, indiferent cum stă îmbrăcată. Eu știu că nu am cum să mă trezesc într-o zi să fiu un pic mai proastă. De cât timp ești singură, Mimi? 2 ani jumate? E atât de trist că nu putem să rămânem prieteni cu toți oamenii pe care îi iubim. Bun găsit, dragilor! Mă bucur tare mult că sunt și astăzi alături de voi. Cred că o să fiți de acord cu mine când o să spun că în viața asta întâlnim foarte mulți oameni, dar nu toți sunt oameni. Știți că e logic, poate și firesc, să ne ridicăm tot felul de țituri de protecție. Asta din dorința de a ne simți în siguranță. Însă, chiar și așa, sunt surprinsă de fiecare dată și foarte fericită când întâlnesc suflete care mă surprind cu vulnerabilitatea lor sau prin vulnerabilitatea lor. Invitata mea de astăzi este o femeie superbă pe care viața a purtat-o pe foarte multe căi, ce la un moment dat efectiv au doborât-o. De la o vârstă, fragedă, destul de fragedă, s-a luat la luptă cu depresia, pe care a învins-o și nu doar că a învins-o, ci a căpătat sau și-a găsit inclusiv curajul de a vorbi despre asta public și de a împărtăși cu noi toți care sunt etapele prin care a trecut, care sunt emoțiile pe care le-a simțit, care sunt lucrurile pe care le-a învățat și care au format o femeie superbă care este astăzi. Descoperim așadar, și îmi doresc asta de ceva vreme, foarte mult, femeia puternică din spatele imaginii fragile, aș zice eu, cu care ne-a obișnuit Mimi. Bine ai venit la task-ul, draga mea! Îți mulțumesc, Ilinca, pentru această introducere. M-am emoționat un pic. Nu mai așteptam să spui atât de multe lucruri frumoase. Nu că nu ai spune tu în general lucruri frumoase, nu mă așteptam eu să le aud despre mine. Dar te regăsești? Da, mă regăsesc. Termenul ăsta de femeie puternică, în ultimul timp mi-a creat așa un pic de... Nu aș zice reticență, dar e questionable pentru mine termenul de femeie puternică, pentru că mi se pare că e înțeles greșit de multe ori și că pe noi femeile, cumva mentalitatea asta că trebuie să fim puternice, ne face să devenim masculine. Și atunci, pentru că eu, nu știu, de ceva timp am început să-mi descoper energia feminină, să vreau să fiu mai mult în energie feminină decât în energie masculină, nu m-am mai identificat atât de mult cu termenul de femeie puternică la modul independentă și așa mai departe, chiar dacă sunt, pentru că mi-am dorit să mă identific mai mult cu partea vulnerabilă și fragilă din mine. Deci, cumva, descrierea ta, da, m-a descris perfect, dar astea sunt sentimentele pe care eu le am față de cuvântul puternică în momentul ăsta. Dar poate că a fost în etapele respective vorba despre femeia puternică din tine, chiar dacă zici că acum nu mai vrei neapărat să o dezvolți în sensul ăla. Mă gândesc că în momentele în care, într-adevăr, ai trecut prin niște situații, a ieșit la suprafață femeia asta puternică. Da, într-adevăr. Mi-am descoperit puterea în momentele în care mi-a fost mai greu. Și cred că e mai mult o putere interioară decât o putere fizică sau socială. Mm-hmm. E plăcut să o simți? Ce-ți dă? Nu știu dacă plăcut e cuvântul, dar cred că e... Mă simt matură și simt că faptul că am dezvoltat această putere interioară e cumva siguranța mea că orice s-ar întâmpla o să fie bine. Mm-hmm. Deci îți dă siguranță. Da. Mie mi-e foarte drag de tine de multă, multă vreme. Te urmăresc și te urmăresc cu drag. Îți mulțumesc. Ai și evoluat. Mie mi-este foarte drag de tine, Ilinca. Mulțumesc. Și chiar de multe ori mă uit cu drag și la ce postez și mi-aș dori, de multe ori spun asta, mi-aș dori să pot să fiu ca tine într-o zi, pentru că știu că
faci foarte multe lucruri și ai și un copil absolut superb, by the way. Mulțumesc. Chiar mi-ar plăcea să-l cunosc pe Zian. Și te descurci cu copiii, Mimi? Nu prea am lăsat nimeni cu copiii vreodată. O să fac eu asta pentru prima dată. Accepti? Accept, da. Deci eu iau pe Mimi un fel de babysitter pentru, zic eu, jumătate de zi. Hai să nu-i dăm normă întreagă așa din prima. Deci eu, dacă o să am vreodată copii, da, îmi doresc foarte tare să am un băiețel. Ok. Și de tot așa, băiat? Blond cu ochi albaștri. Blond cu ochi albaștri? Da. Mm-hmm. Dar de ce băiețel și nu fetiță? Mereu mi-am dorit un băiețel. Mi se par mai simpatici băieții decât fetițele. Okay. No offense. Știi că se zice că băieții vin într-o familie cu puterea de a transforma și de a schimba mama. Mm. Adică vin ca lecție de viață pentru mamă. Fetițele, okay, vin ca lecție de viață pentru tați. Așa se zice. Acum habar n-am dacă e așa, în cazul meu... 100%. Nu știu, eu când mă uit la copii pe care îi văd pe stradă, de fiecare dată mi-atrag atenția băieței și mi-e atât de drag de ei, mi se pare atât de simpatici. Ok, deci îți dorești copii? Da. Dar din câte am înțeles, dacă ai avea și o să ai, bineînțeles, la un moment dat, nu ți-ai dori să-i crești în România? Am zis da, dar după mi-a venit în minte faptul că nu mi-am dorit întotdeauna copii. A fost o perioadă foarte lungă din viața mea în care eram convinsă că eu nu am fost făcută pentru așa ceva și că cel mai probabil nu o să am niciodată copii, pentru că mi se pare foarte greu să crești un copil, unu, doi, să renunți la viața ta, la... Adică tu nu mai ești pe primul loc în viața ta în momentul în care faci un copil, unu, doi, nu, asta cred că era deja 3-4, nu știu, sunt multe puncte aici... Dar e scary pentru mine și gândul că ar trebui să port un copil în mine 9 luni și să mă operez la un moment dat, adică toată ideea de spital mă înspăimântă foarte tare, oricum. Nu mi-am dorit întotdeauna să fac copii pentru că mi s-a părut că e foarte mult o chestie pe care și-o doresc oamenii doar ca să se integreze în societate, nu pentru că se iubesc foarte mult și fructul iubirilor e un copil, ci pentru că ori s-a întâmplat din greșeală, ori să-i mulțumească pe bunici sau așa mai departe. Și m-am gândit mult la treaba asta. Pentru mine e mai important să am o iubire mare, să iubesc pe cineva din tot sufletul meu și să simt că vreau să împărtășesc tot restul vieții mele cu persoana respectivă, iar apoi, după ce noi doi ne calibrăm și avem o relație sănătoasă, da, mi-ar plăcea să aduc un copil pe lume. Dar doar în situația în care aș avea o relație sănătoasă și aș ști sigur că acel copil o să crească într-un mediu bun, mm-hmm, cu el. Mm-hmm. Cald, calm, cu... adică într-un mediu poate diferit față de ce am avut eu. Te întreb și de iubire imediat, dar vreau să revin la asta pentru că e important. De ce totuși să nu-i crești în România? Ce nu-ți place la țara asta? Iubesc România. Iubesc România cu tot sufletul meu. Este una dintre cele mai frumoase țări din lume pentru mine și mă simt ca acasă aici. Doar că un lucru pe care eu l-am observat de-a lungul vieții mele este că oamenii te tratează, din păcate, diferit în momentul în care vii din România față de cum te-ar trata dacă ai venit din state sau din UK sau din Franța. Oamenii spun o etichetă după țara pe care o ai în pașaport, mai ales la granițe, unde eu am fost reținută de câteva ori, fără să vreau, fără motiv. În fine, mi s-a părut nedrept, unu. Nu o să mai folosesc unul, doi, trei, nu știu de ce tot... E regulă. Lucrurile astea. E regulă, simte-te confortabil. Nu suntem aici nici la examen, nici la școală. Avem o discuție liberă, sinceră, autentică. Da, iar cei care ne urmăresc sunt obișnuiți deja cu asta. Da, înainte să începem acest interviu, chiar mă întreba echipa dacă am emoții și am zis că nu. Am început să am emoții în momentul în care am început să vorbesc. Scapă de ele sau fructifică-le. Sunt constructive. Exact, da. Exact. Deci te-a oprit la graniță. Da. Ok. M-a oprit la graniță, dar nu asta e singurul motiv pentru care nu aș vrea să-mi cresc copiii în România. Mi-ar fi plăcut să cresc într-un sistem educațional care să mă provoace să gândesc, care să mă provoace să mă descopăr pe mine, să îmi descopăr ideile mele, să fiu eu însămi. Aici, tot ce trebuia să fac la fiecare teză, la fiecare test, era să învăț ce mi se dădea. Să citesc aceleași cărți pe care le citeau oamenii și acum 20 de ani. Mie personal nu mi-a plăcut deloc sistemul educațional românesc
Și nu am fost confortabilă de multe ori și pentru că profesorii nu se purtau ok cu mine, nu toți. Au fost mulți profesori care nu s-au purtat ok cu mine și nu am experimentat asta în Londra, spre exemplu, unde mi-am continuat eu studiile. Nu aș vrea ca în momentul în care aduc un copil pe lume să fie bullied, nici de profesori, nici de copii. Nu aș vrea să crească într-o țară care este pe locul 3 în lume la bullying. Este pur și simplu scary să te gândești că aduci pe cineva pe lume și că îl pui să se confrunte cu asta. Și pe lângă asta, după ce s-a confruntat cu tot acest sistem educațional, să fie liber într-o lume în care nu are aceleași oportunități ca cineva care s-a născut în UK sau în America, sau ca cineva care s-a născut în Franța sau poate chiar în Italia. De ce? Doar pentru că m-am născut în România nu am aceleași oportunități? În momentul în care termini institutul de fashion, spre exemplu, la Milano, ți se oferă posturi sau internship-uri la branduri mari ca Dior, Yves Saint Laurent și așa mai departe. Aici, ce se întâmplă în momentul în care termini facultatea? Unde ți se oferă locuri de muncă? Ce internship-uri poți face aici? Înțeleg perfect ce zici și aș vrea să vorbim un pic despre asta. Deci ai fost un copil care a trăit, a simțit și a primit bullying din partea colegilor, asta odată, dar și din partea profesorilor? Da. Cum? Nu-mi place să fiu victimă în orice discuție pe care aș avea-o, pentru că am folosit statutul ăsta de victimă o foarte lungă parte din viața mea ca să primesc simpatie. Și atunci n-aș zice că am fost neapărat o victimă, cât am trăit anumite lucruri care m-au format în persoana care sunt azi și sunt recunoscătoare pentru fiecare experiență pe care am trăit-o vreodată. Dar nu aș vrea să o mai trăiască și altcineva. Și din ce am înțeles, nu mai e situația așa. Adică s-a schimbat mult sistemul de învățământ. Nu știu, așa am auzit. Eu am auzit altceva, dar Doamne ajută, hai să zicem că am auzit eu prost și că e așa cum zici tu. Adică, uite, ca să-ți dau un exemplu, că am zis că am fost bulit de profesori în clasele 1-8, spre exemplu, am avut o profesoară de matematică care, nu știu care era faza cu ea, am ținut-o minte și acum, perfect, pentru că m-a terorizat toți cei 4 ani. Mă făcea să mă simt foarte redusă mental. Mă făcea să simt că eu nu pot să înțeleg matematica și nu mă scotea din nota 5. Și când întrebam, doamna, dar am făcut ce trebuie, ce nu dați mai mult? Îmi zicea, nu poate să fie o diferență prea mare între nota de la examen și media ta generală. M-a scos cu media generală 5 sau 6 în ciclu gimnazial, se numește, nu? Iar eu la examen am luat 9,20 la matematică. Adică, oh my God. Era pur și simplu un bullying inutil pe care o femeie matură îl făcea unui copil. De ce? Mai aveam un profesor de chimie care, spre exemplu, folosea acest apelativ pe care îl folosea Vadim Tudor în momentul în care mă vedea, pentru că eram foarte micuță, cum sunt și acum. Cred că știi despre ce apelativ vorbesc, nu o să-l reproduc pentru că nu e foarte ladylike să spun cuvintele alea. Și la un moment dat, pentru că l-am întrebat o formulă, cum funcționează, nu înțelegeam, eu nu eram genul de copil care să înțeleagă matematică, fizică și chimie. Cunosc. Eram în cealaltă parte, eram foarte bună, făceam compuneri, am intrat în revista școlii, îmi plăcea mult literatura, în fine. Ideea e că l-am întrebat la un moment dat ceva pe acest profesor și a venit la mine și mi-a zis că s-o proastă și m-a dat capă de bancă. Și a fost momentul în care eu m-am dus acasă, evident, și am spus tata ce s-a întâmplat. Tata super nervos a venit la școală și, mă rog, a fost o situație atunci, ideea e că profesorul respectiv a continuat să predea. Adică, Doamne ferește! Da. Iar din partea colegilor? Din partea colegilor, nu știu dacă a fost neapărat din partea colegilor mei de clasă în liceu, spre exemplu. Mă înțelegeam bine cu colegii mei de clasă, dar erau mai mult colegii din școală care cumva simțeau foarte mult să se impună și aveau replici de genul, dacă nu-mi dai bani, te scuip. Asta se întâmpla și nu mi se întâmpla doar mie. Se întâmpla și altor copii și nu prea puteai să-i controlezi. Înțeleg de ce nu vrei să-ți crești copii în România. Da.
Mi-e frică să-mi cresc copilul în România. Da, ideea e că eu cred că eu am nimerit într-un liceu nepotrivit. Eu nu făceam parte de acel mediu. Eu am mers acolo pentru că îmi doream foarte mult să fac actorie și nu aveam nici o idee ce urmează să se întâmple în acel liceu. Oh, wow. La vremea respectivă, în ce stare emoțională erai tu? Sau hai să o luăm cu începutul. La 11 ani, la 11 ani ți-ai dat seama că ești în depresie? Da, la 11 ani am avut pentru prima dată gânduri negre și nu mi-am dat seama neapărat că sunt în depresie. Ai mei au început să își dea seama că nu sunt bine și mi-au propus să mă duc la psiholog, dar pentru că era această mentalitate greșită, că dacă te duci la psiholog ești nebun, evident că am refuzat și am zis, nu am nevoie de așa ceva, sunt ok. Într-adevăr, nu eram atât de rău încât să mă ducă cu forța. Mm-hmm. Adică eram apatică, poate, eram tristă de multe ori, dar... Absentă? Uneori, dar nu eram atât de grav încât mm-hmm. să zici că mi-aș fi putut face rău eu mie neapărat. Ok. Bun, și având în vedere asta, în perioada școlii generale, în perioada liceului, care era starea ta emoțională? Când ai fost bullied de toți oamenii din jur? Liceul m-a întărit foarte tare. Pentru că dacă aș fi acceptat că sunt bullied și mi-aș fi luat rolul de victimă, ar fi fost și mai rău. Așa că trebuia să scot la suprafață această parte din mine care nu exista și pe care eu am furat-o și am adaptat-o de la colegii mei și să fiu tough. Și atunci mă prefăceam că nu mă afectează și mă prefăceam că e totul ok și chiar mă împrieteneam cu ei pentru că îmi doream să mă integrez. Se întâmplă des, adică sunt lucruri pe care eu chiar nu le-am înțeles până la maturitate. Adică până acum câțiva ani eu nu m-am întrebat de ce mă purtam așa, de ce purtam hainele care nu mă reprezentau, de ce ascultam muzica în care nu mă regăseam, de ce făceam toate lucrurile astea. Normal că nu m-am gândit să mă întreb lucrurile astea pentru că nu eram încă la vârsta la care să-mi pun întrebări. Și acum, analizând toate versiunile mele din trecut, am înțeles de ce fiecare din versiunile mele făcea anumite lucruri. Cum ar fi în liceu, faptul că, nu știu, îmi purtam gene false, unghii foarte lungi, purtam haine care nu mă reprezentau. Adică, ce înseamnă asta? Haine care nu mă reprezentau? Mm-hmm. Adică logo-uri foarte mari, spre exemplu. Mhm. Eram cumva ghidată de colectivul în care îmi petreceam o parte foarte mare din timp. Dacă eu aș fi crescut într-un liceu diferit, cu siguranță m-aș fi îmbrăcat diferit, aș fi ascultat altă muzică, m-aș fi dus la alte petreceri, aș fi avut alți prieteni, aș fi avut alte înclinații în viață, probabil. Mm-hmm. Adică, nu știu dacă oamenii înțeleg cât de importanți sunt factorii de mediu, de fapt. Tu ai ales liceul sau părinții tăi l-au ales? Eu am ales liceul și am fost foarte insistentă cu alegerea mea. Tata nu a fost foarte fericit niciodată cu partea asta a mea artistică, mm-hmm. pentru că el și-ar fi dorit să fiu avocat sau contabil. El a făcut contabilitate, face în continuare contabilitate. Mă rog, și contabilitate pe lângă multe alte lucruri. Este și profesor la o școală din afara Bucureștiului, este și consultant psihologic. Ce frumos. Are și un solar cu fructe și legume, adică este super ocupat. Dar el fiind un om super responsabil, care a muncit toată viața și căruia îi place matematica foarte mult, cumva ar fi sperat să merg și eu către aceeași direcție, dar nu s-a supărat în momentul în care a văzut că o țin una și bună cu actoria mea și m-a lăsat să-mi urmez visul. Ce ai învățat din alegerea asta, Mimi? Din alegerea liceului? Mm-hmm. Acum, uitându-te în spate. Să studiezi arte, cred că e foarte special. Cred că oamenii care aleg să studieze arte sunt super speciali și eu îi ador, îi iubesc, efectiv ador să fiu prietenă și să fiu înconjurată de oameni care sunt pasionați de artă, pentru că eu cred că artiștii sunt foarte sensibili, cred și văd, pentru că sunt în lumea artiștilor de vreo 8 ani de zile, chiar dacă fac parte din industria media,
industria media e cumva mână-mână și cu industria muzicii, un pic și cu industria filmului și atunci clar m-am dezvoltat în mediul ăsta. Nu cred că problema a fost că am ales eu să studiez arte, cred că problema a fost colectivul și nu știu dacă sunt în măsură să-mi dau eu părerea să zic ce era greșit la liceul respectiv. Nu știu dacă cineva ar fi putut să conducă mai bine liceul respectiv sau dacă sistemul ar fi putut să fie făcut diferit în așa fel încât copiii să nu treacă prin ce am trecut eu. Nu știu dacă se mai trece în continuare prin așa ceva acolo. Așa că nu știu dacă a fost o alegere rea neapărat. Poate a fost o alegere bună, pentru că m-a făcut mult mai puternică, m-a dezvoltat pe partea artistică, într-adevăr, lucrând 3-4 ani de zile cât am fost eu în liceu, la partea asta a mea artistică, cu siguranță mi s-au dezvoltat niște lucruri în creier, fiind un creier de adolescent, în mod normal am absorbit foarte multă informație de acolo și am învățat lucruri frumoase, care mă ajută probabil și acum în viață, cum ar fi, eu în liceu am învățat să nu-mi fie niciodată frică să fiu penibilă. Eu am reușit să fac vlog și să mă expun pe internet pentru că eu nu aveam frica de penibil. Eu scăpasem de ea de mult, făcând atâția ani de actorie, nici măcar nu mai știam ce înseamnă penibil. Am aflat mai târziu, după ce am devenit virală pe internet. Mm-hmm. Bun, hai să intrăm atunci, mă gândeam să continuăm cu altceva, dar hai să intrăm aici. Cum era Mimi de atunci? Am înțeles, fără frică de penibil. Mimi... Momentul în care ai apărut tu prima dată, ai vorbit despre modalitatea și momentul în care ți-ai pierdut virginitatea. Cum era Mimi atunci? Primul video care m-a făcut pe mine să fiu virală a fost un Q&A, adică un video în care pui o întrebare și în care oamenii spun o întrebare și tu răspunzi. Un Q&A în care cineva m-a întrebat dacă sunt virgină. Întrebarea fiind pe la jumătatea videoului, am răspuns doar nu. Aveam 19 ani, era complet normal să nu mai fi virgină. Deci s-a creat atâta bază în jurul acelui video în care practic nu spuneam nimic. Pentru mine este fascinant și senzațional că și în ziua de astăzi mă bântuie cumva acel video și sunt catalogată după un clickbait pe care l-am făcut. Eu nu, în momentul în care am postat acel video, eu nu eram conștientă de ce urmează să se întâmple. Bineînțeles. Eu l-am postat pentru că la momentul respectiv eram foarte mare fană Tana Mongeau, care este această youtuberiță din state. Nu. Poate să zicem cu questionable morals, să zicem. Okay. dar fiind destul de singuratică, nu mă mai identificam nici cu copiii pe care îi lăsasem în urmă la liceu de arte din București. Mm-hmm. Eram într-o țară nouă. Eram în Londra deja, mă mutasem și încercam să găsesc belonging, încercam să-mi găsesc my tribe. Doar că acolo oamenii nu erau la fel de prietenoși cum sunt aici și în același timp nu erau nici la fel de răi. Erau foarte indiferenți. Și atunci eu nu mi-am făcut prieteni ușor în Londra. Pentru că nu mi-am făcut prieteni ușor, mi-am găsit un fel de prieteni pe internet. Adică eu simțeam că oamenii pe care îi urmăresc pe online sunt prietenii mei. Și atunci, cumva, tot ce făceam în perioada respectivă era ca să mă integrez în lumea online-ului. Ca oamenii din online să mă placă, să fiu una dintre ei. Wow! Oh, cool! Da! Nu, n-am realizat pe moment că asta se întâmpla și că eu, de fapt, nu știam cine sunt, doar vedeam la alții ce sunt și îmi luam ce îmi plăcea din fiecare în parte, fără să știu de fapt care era personalitatea mea. Pentru că nu pusesem niciodată întrebarea cine sunt eu de fapt. Știam despre mine că îmi place arta, știam despre mine că nu-mi place matematica, dar cam atât știam eu despre mine. Nu știam neapărat care e stilul meu vestimentar, nu știam ce fel de personalitate am. Ba da, știam că sunt impulsivă și vulcanică și berbec. Mm-hmm. Asta știam că sunt. Dar în rest nu știam prea multe despre mine. Cine ești astăzi, Mimi? Astăzi
Astea sunt suma tuturor deciziilor pe care le-am luat vreodată, a tuturor oamenilor pe care i-am întâlnit și pe care i-am iubit și, în mod evident, sunt fata părinților mei, care m-au crescut și din care am preluat foarte mult. Iar relația cu tatăl tău? Cum arată? Și, scuze, sunt și eu însămi, pe lângă tot ce am adunat din jur, am avut timp să mă uit și în mine și să mă întreb ce îmi place mie de fapt, cine sunt eu de fapt, care e stilul meu, ce mă reprezintă. Ușor, ușor am început să-mi dau seama cine sunt, ce vreau, de ce sunt așa, de ce fac anumite lucruri. E pur și simplu fascinant în momentul în care îți dai seama că nu ți-ai pus niciodată întrebările astea. Că tu nu te-ai întrebat niciodată de ce îmi place să mă îmbrac așa. De ce mă îmbrac așa? Ce exprimă asta despre mine? Ce vreau să exprim? Ce vreau să vadă oamenii când se uită la mine? Mie nu mi-a păsat de lucrurile astea până acum 2 ani. 2 ani jumate. Și ești mulțumită de cine ești astăzi? Da. Cred că în sfârșit sunt eu însămi. Și mă bucur că nu simt nevoia să mă mai schimb ca să mă placă oamenii. Ți-ai găsit tribul? Sunt o persoană singuratică. Și am fost dintotdeauna o persoană singuratică, doar că nu-mi plăcea să fiu. Nu-mi plăcea să stau eu cu mine. Acum îmi place să petrec timp eu cu mine și înțeleg despre mine că eu sunt natural o persoană calmă și tăcută și că toată această personalitate vulcanică, ea există în mine. Doar că în momentul în care te vindeci, începi să-ți dai seama că toată impulsivitatea asta vine dintr-un spațiu de lipsă, vine dintr-un spațiu de frustrare. Nu ai cum să fii vulcanic non-stop și să fii și fericit în același timp. Asta am înțeles eu despre mine. Ai regrete referitor la lucrurile pe care le-ai făcut, le-ai ales, care s-au întâmplat? Da, mai am și regrete, uneori. Am și regrete, dar, uite, unul din regretele pe care l-am purtat după mine foarte mult timp și recent am înțeles că n-ar fi trebuit să fie un regret, este faptul că m-am întors în România. Am regretat atât de tare că m-am întors, pentru că la început a fost ok, dar ușor, ușor mi-a devenit la fel de greu să mă adaptez cum îmi era în liceu. Dar, dacă nu m-aș fi întors în țară, nu mi-aș fi îmbunătățit atât de mult relația cu părinții și cu familia mea. Familia mea extinsă. Adică sunt recunoscătoare pentru că m-am întors în România, pentru că așa mi-am reparat relația cu ai mei. Mi-am vindecat traumele din copilărie, am mers la terapie, am iubit, am fost în două relații fericite la momentul respectiv și cred că au fost prețioase. Și cred că timpul pe care l-am petrecut cu oamenii pe care îi iubesc este foarte prețios, mai prețios decât orice salt în cariera aș fi putut eu să fac dacă rămâneam în Londra. Și atunci, gândindu-mă la asta, îmi dau seama că probabil și regretele pe care le mai am acum, la un moment dat o să aibă sens. O să aibă sens de ce am făcut anumite lucruri în trecut pe care acum poate le regret. Poate. Tu în Londra ai ajuns pentru că ai vrut să fugi de toată durerea care era aici și ai crezut că plecând acolo scapi și de ea, o lași în urmă? Am intrat în niște cercuri foarte toxice când eram în liceu. Atât de toxice că, la un moment dat, ajunsesem să fiu amenințată cu moartea, chiar, de anumiți copii. Și era scary. Era scary pentru că mi-era frică să ies singură pe stradă. Și lui tata era frică să mă mai lase să mă duc singură oriunde. Nu le făcusem nimic, doar că eram în anumite cercuri în care bătaia era această...
era ca și cum eram un grup de animale. Cine știe să se bată cel mai bine e cel mai tare din grup. Nu știu cum ajunsesem acolo eu, o fată de 1,50 m și 40 de kilograme. Dar ideea e că eu nu făceam parte din genul ăsta de cultură, nu mă integram, nu aveam ce să caut acolo, practic, și cumva am ajuns acolo din dorința asta de validare pe care o aveam fiind adolescentă. Și am stat și mi-am analizat opțiunile. Puteam să rămân în continuare în România, doar că nu mă simțeam confortabilă. Și în siguranță, mă. Da, nu mă simțeam în siguranță pentru că eu la momentul respectiv am fost la poliție și le-am spus, le-am arătat dovezi. Uite, primesc aceste amenințări, ce să facem? Și a zis, domnișoară, ne pare rău, până nu se întâmplă ceva, nu avem ce să facem. Super. Eu nu pot cu treaba asta. Atunci stau liniștită, că am 1,50 m, 40 de kilograme, cum am mai zis odată. Dacă îmi dă cineva o palmă, acolo am rămas. Stai seama. Aia sunt, adică bine, mulțumesc. Și alternativa a fost să îmi angajez o firmă de securitate care stătea după mine. Absurd! Come on, eram un copil. Nu se putea așa ceva. Stai puțin, erai un copil în mega panică. Da. Într-o sperietură continuă de a, nu știu, se simți în siguranță și de a-și proteja până la urmă viața. Despre ce vorbim? Normal, 7 firme de pază aș fi angajat. Ce crezi? Mi-a angajat tata o lună de zile o firmă de pază, dar o lună de zile a durat, după care am zis, nu putem să continuăm așa, trebuie să facem ceva. A încercat să vorbească tata cu copiii respectivi. S-a ajuns la un consens, să zicem, dar au dispărut copiii respectivi și au apărut alții, pentru că eram în aceleași grupuri. Și am zis, ok, nu știu ce fac. M-am dus la mama, pentru că, mă rog, eu am tot... am stat la mama, după aia am stat la tata, după aia am stat la mama, în fine. M-am dus la mama și mama a venit cu ideea să mă trimită într-o vacanță de Paște în Londra, la unchii și mătușile mele. M-am dus și m-am simțit ca acasă în momentul în care am ajuns acolo și a început să aibă sens. Când am ajuns pentru prima dată în Londra, a început să aibă sens de ce lucrurile nu se așează pentru mine aici. Te regăseai acolo. Da. Uh-huh. Și m-am bucurat că am putut să plec foarte repede. Adică după vacanța aia, la 2 săptămâni, cred că mi-am dat admiterea la un colegiu acolo și m-am mutat. În 3 luni m-am mutat. Ce tare! Sunt mulți oameni care, mă rog, poate nu chiar trec prin situații atât de dramatice, dar care efectiv nu-și găsesc locul într-o anumită țară, într-un anumit spațiu și tot caută și nu-și dau seama de ce, nu pot să-și explice. Când de fapt, într-adevăr, traiectoria vieții lor ar trebui să fie în cu totul altă parte. Există această teorie în care eu cred, altceva mi s-ar putea să nu creadă, e vorba despre astrocartografie, cred că se numește. Și vorbim despre un gen de hartă astrologică care îți spune în care locuri din lume e benefic pentru tine. Da. Și pentru mine sunt 2. E vorba despre Londra și Los Angeles și parcă și Elveția îmi era bine. Și într-adevăr sunt 3 locuri de care eu am fost atrasă tot timpul. Mereu știu că vreau să locuiesc și în Londra și în Los Angeles și că la bătrânețe vreau să mă mut în Alpi. Ce tare! Da. Bun. Cum te-au transformat relațiile emoționale de iubire pe care le-ai avut? Pentru că, așa cum bine ai zis, au fost 2 mari și late, foarte frumoase. Au fost 3 chiar. Dar eram destul de copil la prima mea relație și nu prea... Aia, hai să nu mai punem. Da. Eu zic de cele 2 despre care se știe, care, mă rog, au fost nu publice. Nu se știe. A, nu se știe. Despre una din ele, nu. Deci eu am în minte și voi aveți în minte 2 băieți. Da, mai e încă unul. Mă rog, eu despre acești 2 băieți vreau să vorbim. Mă rog, nu despre ei în sine, pentru că e despre tine, nu despre ei. Și asta mă interesează. Cum a fost fiecare etapă în care a venit fiecare relație și cum te-au schimbat relațiile astea, cum te-au transformat? Um,
prima relație pe care am avut-o nu a avut un impact foarte mare asupra mea, pentru că eu eram în Londra și el era în România. Și atunci era putem o relație... Putem să zicem de cine? N-aș vrea. Vorbim, să... n-ai vrea, bine. Și atunci, na, fiind și o relație la distanță, eram și copii, nu pot să spun că a avut un impact atât de mare asupra mea. Dar următoarea mea relație mi-a dat un pic lumea peste cap. Adică a fost dragostea la prima vedere și o poveste superbă de dragoste, dar a durat doar un an. Și cu persoana respectivă sunt prietene și în ziua de astăzi și ne vedem și ne sunăm și vorbim și... suntem super bine unul cu celălalt și ne place să petrecem timp împreună, doar că nu romantic. Mm-hmm. Ca prieteni. Cred că oamenii care apar în viața noastră și cu care alegem să împărțim o parte din viața noastră sunt atât de speciali și atât de diferiți față de toți ceilalți oameni. Adică relațiile intime pe care le ai cu oamenii sunt speciale. Și cred că cel mai sănătos este că atunci când termini o relație cu cineva, chiar dacă relația s-a terminat, să rămâneți în relații bune. Pentru că cu omul respectiv, nu numai că ți-ai împărțit viața, dar ați împărtășit atât de multe lucruri împreună, ați fost cei mai buni prieteni. Nu ai asta cu oricine. Și e atât de trist că nu putem să rămânem prieteni cu toți oamenii pe care îi iubim. Pentru că iubirea, cel puțin asta experimentez eu și am experimentat întotdeauna. Dacă am început să iubesc un om, o să-l iubesc toată viața. Nu o să se oprească iubirea pentru că relația noastră amoroasă s-a oprit. O să continui să te iubesc pentru că am început să te iubesc și nu am cum să te mai scot din sufletul meu. Ești acolo pentru totdeauna. Și nu e vorba doar de relații romantice, cât și de prieteni. Am prieteni cu care nu mai sunt prietenă, dar pe care o să-i iubesc toată viața. Pentru că am apucat să-i iubesc și dacă le-am dat o parte din sufletul meu, e al lor pentru totdeauna. Viețile noastre nu sunt atât de lungi cum avem noi impresia. Iubirile, atunci când ești tânăr, ai impresia că o să ai atât de multe iubiri. Nu! Nu, nu o să fie chiar atât de multe. Nu o să fie toți oamenii la fel de speciali cum e acea persoană care tu știi că e specială. Nu o să fie toți prietenii pe aceeași lungime de undă ca și tine și nu o să ai aceleași sentimente pentru fiecare om pe care îl cunoști. O să simți diferit pentru fiecare în parte. Mm-hmm. Și nu ai cum să înlocuiești în viața asta pe cineva. Nu suntem de înlocuit. Suntem de neînlocuit toți. Suntem unici și speciali în felul nostru și să ieși într-o relație, să intri imediat în alta, îți trădezi în primul rând ție sufletul pentru că tu iubești omul ăla pe care l-ai lăsat și nu-i dai timp sufletului să se vindece. Dacă îl înlocuiești. Pentru că tu nu l-ai înlocuit de fapt. Tu doar ai închis ochii. Rana rămâne acolo. Și mai târziu ea o să supureze. Pentru că nu s-a vindecat. Doar ai acoperit-o. Părerea mea. Poate greșesc. De cât timp ești singură, Mimi? 2 ani jumate. Ok. Da. S-a închis rana? Nu știu ce să zic dacă s-a închis rana. Nu mai sufăr activ, dar am rămas cu o părere de rău mare în ceea ce privește fosta mea relație. Că ce? De ce îți pare rău? Că în momentul în care o relație nu funcționează, avem tendința să o tratăm ca pe un failure, ca pe un eșec. Și cred că e greșit că privim așa, dar în același timp înțeleg de ce privim așa. Și nu cred că e un eșec faptul că nu ne-a reușit relația romantică, cred că e un eșec faptul că nu am reușit să păstrăm o relație bună interumană. Pentru că totuși am muncit amândoi la relația aia o lungă perioadă de timp. Asta cred că eu, nu știu dacă ai zice că nu se vindece. Cred că e un lucru
de care îmi pare rău. Îmi pare rău că nu am reușit să fiu destul de matură încât să respect persoana cu care n-am mai fost și după ce n-am mai fost împreună. Pentru că am fost super rănită la momentul respectiv și n-am știut să reacționez și eram și imatură. Și poate, mă rog, nu e numai vina mea că n-au rămas prieteni, clar. Asta, sunt doi într-o relație. Sunt doi într-o relație, da. Dar îmi pare rău de fiecare om care pleacă din viața mea și cu care nu am lucrurile... Nu păstrez legătura, da. Da. Nu neapărat că nu păstrez legătura, cât nu e totul vindecat, știi, nu e totul... Dar închis e? Închis clar e. Ok. Dar nu am nicio altă relație în viața mea care să zic că a fost închisă și nevindecată. Chiar și prietenii cu care am mers pe drumuri separate, am știut de ce mergem pe drumuri separate și am vorbit despre asta și suntem ok și ne salutăm în continuare și așa mai departe. Ce nu poți să accepți persoane iubite într-o relație romantică? Eu sunt o persoană foarte diferită acum față de cum eram când am fost ultima dată într-o relație. Mm-hmm. Eu nu știu cine sunt astăzi într-o relație pentru că nu m-am descoperit încă. Mentalitatea mea s-a schimbat foarte mult și relațiile din trecut m-au învățat că eu nu pot să dețin pe nimeni. Că dacă iubești un om, îl lași să facă tot ce își dorește, îi dai voie să experimenteze, îi creezi spațiu necesar să-ți spună care nevoie să experimenteze și dacă vrei o relație sănătoasă, nu fugi de adevăr. Pentru că știi în momentul în care ești cu cineva că persoana aia își dorește să experimenteze. Știi, simți. Adică și... nu te păcălești. Da. Și dacă ești tânăr, Mai ales. Înțelegi. Măi, omul ăsta, să zicem că nu știi, ai fost cu el toată viața, da? Ești cu el împreună de 7 ani. De când erați mici. Măi, omul ăsta e cu mine de când eram mici. Poate mai vrea și el să experimenteze, nu? Că până la urmă toți trăim o singură dată. Da, iubesc persoana de lângă mine. Dar asta nu înseamnă că nu vreau să mai și experimentez. Și cred că e interpretat foarte greșit treaba asta. Că nu e ok să înșeli. Nu e ok să înșeli din punct de vedere moral, dar ar fi ok din punctul meu de vedere dacă noi doi suntem într-o relație și suntem deschiși unul cu celălalt și tu îmi spui mie, măi, noi suntem împreună de mult timp. Mi-aș dori să încerc și asta. Te deranjează? În momentul în care eu zic da, ok, atunci nu o să o fac pentru că țin la relația mea cu tine și vreau ca tu să fii confortabilă cu tot ce se întâmplă între noi. Dar dacă eu sunt deschisă și îți ofer spațiu și zic sigur, do it, dacă asta te face fericit, indiferent că îți zic eu să o faci sau nu, tu tot te vei gândi la asta. Tu tot o să te întrebi cum ar fi fost dacă. Și dacă o să te întrebi cum ar fi fost dacă, în timp ce ești lângă mine, ce e mai dureros? Să fii cu mine în pat să te gândești la alta sau să fii cu alta și eu să știu de asta și să fiu ok. Să fiu ok. Omul vrea să experimenteze. Go for it. Go crazy. Nu ai cum să păstrezi pe ceva cu forța lângă tine. Trebuie de acord. Dai voie oamenilor să fie, să se bucure, că de asta trăim, să ne bucurăm. Nu să ne închidem unii pe alții în cuști și să ne dăm reguli, să ne spunem ce să facem, că eu cu asta sunt confortabilă. Ok, dar experiența mea de viață contează? Contează că trăiesc o singură dată? Contează că am chef să fac altceva acum? Și dacă nu contează, chiar mă iubești? Asta e mentalitatea mea de acum. S-ar putea să nu am dreptate. S-ar putea să fie greșită. S-ar putea să nu fie pentru toată lumea. Bineînțeles. Dar asta e ceea ce simți și gândești tu în momentul ăsta. Da. Cum stai cu încrederea în tine? Acum văd că stai bine. Dar sunt curioasă dacă ți-ai recăpătat-o. Pentru că am senzația că ai pierdut-o la un moment dat în urma unei relații romantice. Treaba asta cu încrederea nu cred că e așa lineară cum o văd oamenii în general. Mm-hmm. Cred că dimineața când mă trezesc și poate am acne într-o dimineață, nu am încredere în mine. Cred că în momentul în care ies cu câinele afară și am un batic în cap ca să nu mă tragă curentul și am pantalonii aia de pluș și arăt în ultimul halt, nu am încredere în mine. În momentul în care mă aranjez, sunt și o drăguță, mă îmbrac frumos, da, am încredere în mine.
E că e vorba de, e vorba de cum arăți până la urmă. Și de cum te simți. Da, nu am atât de multă încredere în mine în momentul în care sunt în pijamale și nemachiată. Am încredere în mine dacă sunt nemachiată, dar aranjată. Nu e superficială treaba asta? Ba da, cred că e. Ok. Poate că e, doar că e adevărul, nu? Mm-hmm. E că, ce să zic, că mă simt super bine în pielea mea, indiferent de oră și de... Dacă eram bărbat, probabil că da. De ce? Care-i diferența? Pentru că ei nu trebuie să se macheze, ei nu trebuie să facă nimic. Ei se trezesc și arată bine. Și gata. Sau nu. Sau și nu. Și ce crezi? Nu au ce să mai fac. Am fost rea, tăiați asta la montaj. Da. De ce te-am întrebat asta? Pentru că mi se pare că ești într-o zonă în momentul ăsta, prin tot ceea ce spui și prin tot ceea ce transmiți și prin felul în care gândești, în care ești foarte sigură pe tine și pe cine ești și pe ce vrei, cel puțin acum, în momentul vorbirii. Și tocmai de aia, cred că asta ar trebui să conteze mai mult decât pantalonii flaușați sau costumul pe care îl porți, machiajul sau nou make-up-ul pe care îl ai sau nu l-ai într-o zi. Cu siguranță. Și sunt mai multe tipuri de încredere în tine. Mm. Poți să ai încredere în aspectul tău, poți să ai încredere în inteligența ta, poți să ai încredere în munca pe care o faci. Mm-hmm. Dar uneori, nu, tot timpul am încredere în inteligența mea. Eu știu că inteligența mea e acolo, indiferent cum sunt îmbrăcată. Eu știu că nu am cum să mă trezesc într-o zi să fiu un pic mai proastă. Superb. Așa e. Dar în același timp știu că am cum să mă trezesc într-o dimineață și să nu fiu la fel de frumoasă cum sunt în alte dimineți. Mm-hmm. Când a devenit o problemă treaba asta cu tenul, cu imperfecțiunile pentru tine? Și cum te-ai adaptat? Problemele mele cu acnea cred că au apărut când m-am întors în România. Mm-hmm. Nu aveam acne când stăteam în Londra. Până de curând, nici măcar nu am știut, dar problemele cu acnea sunt hormonale. Și nu se pot trata neapărat, dar pot fi ținute sub control. Iar eu le țin sub control mergând lunar la tratamente cosmetice, care mă ajută foarte mult. Emoțional te-a afectat treaba asta? Sau social? Mi-a afectat foarte mult încrederea în mine. Mm. E foarte greu să ai încredere în tine în momentul în care știi ce ai pe față. Și, oh my God, e atât de efectiv devastator să te uiți în oglindă și să te gândești, nu am ce să fac! Le-am încercat pe toate, nu merge nimic, nu am ce să fac. Este draining, efectiv. Dar ai plâns din cauza asta? De multe ori, da, am plâns. Dar, sincer, cred că am avut foarte mare noroc. Că în perioada în care acnea mea a fost în cea mai severă perioada ei, eram într-o relație cu un băiat care se făcea că nici nu vede și mă iubea atât de mult că nu conta. Chiar simțeam că nu contează pentru el treaba asta. Și cred că și asta m-a făcut să... Te-a ajutat. Da, să mă simt mai bine cu mine. Mm-hmm. Bărbați, mai ai încredere? Am încredere în oameni în general. Nu, în bărbați, nu oameni. Să nu se înțeleagă că bărbații nu e oameni. Scuzați, ați înțeles. Sunt o persoană de încredere. Eu. Sunt foarte loială. Și cred că atrag în jurul meu oameni care sunt exact la fel ca mine. Și de asta spun că am încredere în oameni în general. Pentru că în momentul în care cunosc un bărbat, nu mă gândesc că nu o să am încredere în el, că e bărbat. E un om. Cum okay. Sunt și eu. Și are șanse egale, fiind un om pe care abia l-am cunoscut, cum au toți ceilalți oameni pe care abia îi cunosc, nu? Ok. Ne gândim că urmează să începe o relație romantică cu el. Da, dar exact cum am spus mai devreme, atâta timp cât eu nu trăiesc în mentalitatea că aș putea să fiu vreodată victima cuiva, nu am de ce să nu am încredere, pentru că nimeni nu poate să-mi facă mie ceva. Oamenii nu au puterea asta asupra mea, decât dacă eu le-o dau. Iar eu nu voi mai da niciodată puterea asta unui om. Pentru că nu mă voi mai victimiza vreodată. Adică
De ce să nu am încredere? Ce poate să facă? La ce ți-a servit victimizarea? Și în ce situație ai aplicat-o? Cred că victimizarea este un mecanism pe care eu l-am învățat în copilărie în momentele în care nu primeam ce voiam. Pentru că în momentul în care mă victimizam, începeam să primesc ce vreau. Și atunci am dezvoltat acest mecanism în copilărie, iar el, pentru că a funcționat, a continuat să fie cu mine pentru tot restul vieții mele până în punctul în care mi-am dat seama că mă victimizez. Ok. Și pentru că m-ai dus în copilărie, hai să vorbim un pic și de divorțul alor tăi. Tu având câți ani? 13 ani aveam când au divorțat. Cum vede, cum simte un copil de 13 ani separarea părinților? Greu. Am văzut glume legate de asta. Cum că copiii ăștia sunt prea dramatici, îți dai seama ce traume au ei că au divorțat părinții? Da, chiar avem. Și nu doar copiii care au părinții divorțați au traume, ci toți copiii au traume. Pentru că atunci când ai o minte în curs de dezvoltare, unele lucruri sunt mult mai dramatice în mintea ta decât sunt ele în realitate. Și atunci dezvoltăm niște traume pe care începem abia la maturitate să încercăm să le găsim, să ne dăm seama de ce am reacția asta, de ce am comportamentul ăsta, din ce traumă mi se trage, de unde e trauma asta, cum Dumnezeu am făcut o traumă din ceva absurd din copilărie, poate. Dar când vine vorba de divorț, e foarte greu pentru un copil să trebuiască să aleagă între mama și tata. Pentru mine a fost foarte greu și a fost asta e cea mai mare luptă pentru un copil? Nu știu să zic. Asta e cea mai mare luptă din copilăria mea, poate, da. Da, a fost greu. Faptul că a trebuit să alegi? Sau că mereu... Nu neapărat că a trebuit să aleg. Cred că cel mai traumatizant pentru mine a fost să-i văd pe ei mei cum își refac viața cu alte persoane. Pentru că, fiind copil, cred că preluam foarte mult din ce simțeau ei. Și cred că ei se simțeau trădați. Și eu cred că preluam și simțeam și eu trădarea lor. O stai un pic. Acum mi-a venit asta în minte în moment ce vorbeam cu tine. Mi-am dat seama că de fapt de asta durea atât de tare când îi vedeam pe fiecare cu altcineva. Că era ca și cum eu aș fi fost tata și o vedeam pe mama cu altcineva. Și era ca și cum eu aș fi fost mama și îl vedeam pe tata cu altcineva. Wow! Da, și îți spun asta pentru că acum identific sentimentul pe care îl aveam atunci, pentru că am fost eu într-o situație în care m-am simțit trădată și îmi dau seama că era același sentiment ca sentiment. Cel pe care îl aveam în copilărie când îi vedeam pe ei cu altcineva. Dar nu se pune că, uite, dacă mama e fericită, ok, lângă altcineva, sau tata e fericit lângă altcineva, fericirea lui sau fericirea ei cumva se reflectă și asupra copilului și atunci și copilul ar trebui să fie fericit? Ca să poți să înțelegi cum funcționează fericirea și complexitatea relațiilor, trebuie să ai o minte dezvoltată, trebuie să fii avut vreodată o relație. Eu îți dai seama că nu avusem nici măcar primul pupic. Ce relații, despre ce vorbim? Nu înțelegeam universul lor, îl înțelegeam doar pe al meu, înțelegeam doar că mie mi s-a făcut o nedreptate și nu numai de către ei, cât de Dumnezeu. Pentru că eu mă rugam în fiecare seară la Dumnezeu să nu se despartă. Da. Ok. Te-ai simțit vinovată? Nu. Știi că au copiii treaba asta, iau asupra lor vina. Ei sunt de vină pentru că s-a întâmplat asta, cel puțin până la 7 ani, așa se zice. Eu nu am experimentat asta. Ok. Ok. Că trecusești deja, da, aveai 13. Mă rog, eu mi-am dat seama că lucrurile nu sunt bine între ei de la vreo 10, cred. Ai asistat la certuri? Da, dar nu erau, nu te gândi la certuri violente, adică tata e un om spiritual, nu bea, nu fumează, e destul de calm, mama e și ea destul de blândă. Se certau, dar nu te gândi că era cu aruncat de farfurii prin casă. Nu, dar inclusiv energia aia... Da. Cumva se simte, știi? Simțeam că ei nu sunt bine unul cu celălalt. Te-au pregătit pentru momentul respectiv, Mimi? Nu știu dacă m-au pregătit. Poate.
Poate că au avut o discuție cu mine. Asta zic, au stat de vorbă cu tine să-ți spună lucruri? Cred că da. Din moment ce s-au și oferit să mă duc la psiholog, da, cred că asta a fost discuția. Eu, în copilărie, mă îmbolnăveam o dată pe lună de stomac. Pentru că nu voiam să accept că sufăr și somatizam toată furia. Și atunci se manifesta prin această boală la stomac pe care o făceam o dată pe lună. După divorțul alor tăi? Da. Înainte? De atunci am început problemele de stomac, de când aveam 13 ani. Și mi-aduc aminte că eram odată tot așa un pic bolnăvioară și au venit la mine și au vorbit amândoi cu mine despre treaba asta, că vreau să merg la psiholog, că ei divorțează și dacă am nevoie, și am zis că nu, că sunt ok, că nu se întâmplă nimic, mă rog. Nu eram ok, doar că nu știam că nu sunt ok. Ok. Și ședințele de terapie când le-ai început, practic? La 18 ani, sub pretextul că nu știu ce vreau să fac în viață. Oho! De ce ai simțit nevoia să cauți un pretext? Poate n-a fost pretext. Acum că stau să mă gândesc, tata a insistat foarte tare că poate totuși ne evocația asta mea în viață, să fiu actriță, și a zis, hai să facem un test psihologic, să vedem dacă într-adevăr asta vrei să faci în viață. Și am zis, ok, dacă trebuie să fac și asta, deși eu la 11 ani m-am dus prima dată la el și am zis, tati, vreau să fiu regizor. N-aveam nici idee ce înseamnă să fii regizor. Eu știam că vreau să fiu regizor, eram setată, adică aveam misiunea mea în viață, eram pe treaba mea, tata a zis, știi, tati, regizorii devin regizori când sunt un pic mai în vârstă, poate vrei să fii actriță totuși. Și de asta am luat-o pe drumul cu actoria, tot la îndemnul lui până la urmă, da, mă rog. Era probabil greu să mă direcționeze către regie de la 11 ani, ce puteam să fac eu, micul regizor. Să schimb lumea. Da. Da. Știi că se zice că în terapie, practic, descoperim cele mai urâte și cele mai ascunse colțuri ale minții, ale sufletului nostru. Dar eu pe tine, pe final, aș vrea să te întreb altceva. Care e cel mai frumos lucru pe care l-ai descoperit despre tine în urma ședințelor de terapie? Cel mai frumos lucru? Că atât eu, cât și toți oamenii din lumea asta, în esență avem intenții pure. Indiferent cât de rău poate să pară în exterior ce un om face, acel om are o motivație în spate. O motivație bazată pe o intenție pură. Decât dacă nu vorbim de sociopați. Nu vorbim. Atunci situația e diferită, cazul e medical, dar dacă vorbim despre noi oamenii, noi nu vrem să facem pe nimeni intenționat să sufere. Dacă facem pe cineva intenționat să sufere, este ori dintr-o copilărie care ne-a marcat și pe care o exprimăm prin personalitatea noastră defectuoasă din prezent, sau pentru că pur și simplu nu ne dăm seama că facem rău. Și cred că mi-am dat seama despre asta de mine, că intențiile mele tot timpul au fost pure. Dar ai făcut oamenii să sufere? Fără să vreau. Cu intenții pure? Da, fără să vreau. Ok. Chiar fără să vreau. Uh-huh. Și cred că mulți oameni fac alți oameni să sufere. Fără să vrea. Fără să vrea. Pentru că faci parte din generația asta superbă pe care eu ador și care mă fascinează efectiv, observ din ce în ce mai mulți tineri care se confruntă cu depresia. De la vârste la fel de fragede precum era și a ta în momentul în care ai descoperit-o. Și vreau să te întreb, de ce crezi că e societatea, sau mă rog, generația voastră atât de predispusă către depresie? Da, și hăituită efectiv de treaba asta. Am citit studii. Okay. Studiile arată că toate bolile mentale, cum ar fi depresia, anxietatea și bolile de alimentație, adică vorbim despre bolile care țin de aspectul exterior și ne referim la anorexie, bulimie și așa mai departe. Deci toate bolile care țin de aspectul exterior au crescut exponențial în momentul în care a apărut social media. Social media este, din păcate, foarte toxică pentru
adolescenți, probabil și pentru adulți. De ce, Mimi? De ce este social media un mediu toxic? De vedere. Pentru că expune niște idealuri pe care vrem să le urmăm și nu ne spune nimeni că noi suntem noi și că nu trebuie să copiem pe nimeni. Ni se spune de ce nu ești și tu ca. Și atunci, după ce îți spune, e de ajuns să spune cineva o sigurată, de ce nu ești și tu ca. După aceea o să te întreb singur, de ce nu sunt și eu ca persoana respectivă? Ce pot să fac să fiu și eu ca persoana respectivă? Și unii oameni au conformații diferite, unii nu pot să slăbească niciodată, spre exemplu. Da, 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 da. Și atunci, e ca și cum o căprioară ar vrea să fie un pește. Și căprioara aia se chinuie să ajungă pește până când se îmbolnăvește. Că nu e pește, e căprioară. Și atunci, nu știu, cred că asta e o explicație simplă pentru mine. Cu siguranță există explicații mult mai complexe decât ce dau eu aici. Dar crezi că nu au adolescenții cu cine să vorbească despre stările lor, emoțiile lor, întrebările, căutările lor? Dacă vorbim de România, probabil că este și asta o problemă. Uite, spre exemplu, ți-am spus la început că tata este consilier psihologic la o școală din afara Bucureștiului. Consilierea psihologică este oferită de stat, dar este opțională. Iar o clasă întreagă nu a primit acordul părinților pentru această consiliere psihologică. Copiilor nu sunt nebuni. Înțelegi în ce situație suntem? Și nu avem capacitatea nici noi acasă să le oferim consilierea de care au nevoie, pentru că trebuie să muncim, trebuie să facem, trebuie să dregem. Exact. Dar această consiliere psihologică e atât de, nu știu, înțeleasă greșit. Soft, și e foarte soft. Da, da. Adică chiar... E efectiv și chiar cred că e important să zicem asta. E efectiv spațiu în care reușești să vorbești cu un om fără să te judece, fără să aibă păreri despre ceea ce faci, gândești sau simți. E efectiv un spațiu în care descarci toate emoțiile negative, toate gândurile negative și pleci de acolo cu un bagajel în minus, ca să zic așa, atât și nimic mai mult. Și poate să zicem că îți oferă ghidaj despre cum să te comporți într-o societate, dacă vorbim despre copii, care au nevoie de ghidaj. Care au nevoie, da. Unde e să nevoie, înțeleagă, de fapt, ce e prietenia, ce e iubirea, lucruri simple despre care poate părinții n-au timp să vorbească cu copiii. Și apropo de social media, tu ești unul dintre influencerii care, deși 20 de ani, câți are? 26. A făcut istorie. Și în continuare îți câștigi existența, practic, din tot ce înseamnă social media, corect? Da. Cam câți bani face un influencer de rangul tău din social media pe lună? Nu pot să spun că fac o sumă exactă în fiecare lună. Sumele variază de la lună la lună. Se câștigă foarte bine. Se câștigă foarte bine. Da. Deci poți să ai o viață mai mult decât decentă, relaxată, poți să pleci în vacanțe, poți să-ți cumperi ce-ți dorești. Da, pot să spun că nu îmi lipsește absolut nimic și că nu cred că e ceva ce să-mi doresc eu sau cineva din apropiații mei și să zic, nu pot să iau asta. Okay. Bine, dar nici apropiații mei nu te gândi că au cerințe exagerate. Exagerate, da. Adică nu pot să-ți spun că sunt super bogată și că am un iaht care mă așteaptă aici în portul Constanța să plecăm în croazieră. Da, da, în unire aici. Da, dar nici nu pot să spun că am dificultăți financiare. Dar o casă, în cât timp ți-ai putea cumpăra? 3 luni, 6 luni, un an? Am o casă. Dacă ar fi să-ți cumperi? Dacă ar fi să mai îmi cumpăr una? Nu știu. Astea sunt niște calcule pe care eu, în mod normal, nu le fac. Le faci. Asta că n-ai făcut contabilitate. Dar le face tata? Îmi e foarte greu să mă ocup de propriile mele finanțe. Nu îmi place să văd cifre de nicio culoare. Okay. Îmi place doar să-mi văd contul plin și atât. Superb! Deci nu te uiți. Plătești cu cardul și nu te uiți. Cât ai plătit? Dar te uiți la prețuri? Nu prea. Dar recent să știi că am început să fac money coaching ca să fiu un pic mai responsabilă cu finanțele mele. Bravo! Da.
Bravo. Totul se învață. Da. Which is cool. Da. Când o să ai un copil, draga mea, dragă, vei vedea atunci cam cum vor sta lucrurile și cam cât de atentă vei fi și pe partea asta. Mm. Dar până atunci mai ai timp. Sper că în momentul în care o să am un copil se ocupe tatăl de această îndatorire, nu eu. Păi, da, bine, și tu o să plătești tot felul de lucruri, nu? Ești cu el, te duci la cumpărături, te duci la joacă, te duci la restaurant. Stai că vreau și jucăria aia, stai că vreau păi trei da. Mașinuțe pe zi. Și eu vreau doar să văd contul plin, Ilinca. Atât. Okay. Mai zi o dată asta ca să fie pe curat. Deci, cum e, Mimi? Vreau să-mi văd tot timpul contul plin, Ilinca. Atât. Adică, din energia asta vreau să plecăm din acest podcast și energia asta să ne cuprindă și să ne țină de acum. Ca să nu se înțeleagă greșit, exact cum am spus, contul meu este oricum tot timpul plin. Dacă aș fi căsătorită și n-ar mai fi plin, atunci chiar ar fi o problemă. Corect. Nu, nu, mă rog, am înțeles. Foarte bine că ai făcut precis. Eu am înțeles, da, foarte bine. Draga mea dragă, îți mega mulțumesc. Și eu că ai venit astăzi, ești absolut superbă și abia aștept să văd câte lucruri minunate urmează să faci, în câte proiecte extraordinare urmează să te implici, pentru că ești o voce care merită și trebuie să fie auzită, mai ales de către generația pentru care reprezinți concret un model. Ai o gândire tare sănătoasă și sunt... Știi, am un sentiment de la de mamă, deci mândră de tine tu. Vai. Știi? Bravo. Îți mulțumesc mult. Bravo, Linca. Pentru tot. Îți mulțumesc. Ești minunată și o să te urmăresc cu drag și de acum înainte. Vă invit și pe voi să faceți același lucru. Lăsați-ne comentarii. Spuneți-ne dacă v-a plăcut, ce v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut, ce nu v-a plăcut. Și tu ești minunată, Ilinca, și îți mulțumesc foarte mult că m-ai invitat la acest podcast. Sper că nu am dat prea mult din casă. Tind să dau prea mult din casă de obicei. Sper că data asta m-am abținut cum trebuie. Dar experiențe, mie mi se pare așa de important să împărtășim lucruri pe care le faci și tu în mod curent. Să împărtășim din experiențele noastre, că măcar un om, dacă aude și poate să-și schimbe un pic percepția sau viziunea, ăla e un obiectiv atins, știi? Corect. Din punctul meu de vedere, eu asta simt, de asta fac discuțiile astea, mi se pare senzațional să reușim să avem capacitatea să învățăm din ce ne povestesc. Că până la urmă oamenii. De asta am ales să fiu persoană publică și să mă expun pe internet ca să schimb vieți și să aduc zâmbete pe fețele oamenilor. Superbă ești, Mimi. Mulțumesc încă o dată. Și vă mulțumesc și vouă și ne vedem, bineînțeles, și joia viitoare. Sunt aici prezentă. Zi bună!